un prim meci cu două echipe mixte. Staful tehnic a încercat să facă două echipe echilibrate, să ne dea la fiecare minute 45 de minute. Mulți dintre noi avem doar câteva zile de antrenament, suntem în plin proces de pregătire. E ok, un amical, ok. Ar fi fost bun un rezultat pozitiv, dar ne mulțumim pentru că ne-am făcut antrenamentul de sfârșit de Dar săptămână. ce ai găsit la Sofica? Ce ai găsit la Dinamo? La Dinamo am găsit condiții de antrenament cât de cât ok și din punct de vedere financiar nu cred că trebuie să ne mai ascundem. E o situație incertă, dar avem promisiuni din partea conducerii că se vor rezolva și se caută investitori. Știu sigur că domnul Zăvăleanu lucrează foarte mult la acest lucru, să aducă oameni potenți financiar alături de echipă, pentru că avem nevoie. Chiar în Liga a doua, fără dreptul de televiziune, ai nevoie de susținere financiară. Cum e cu aceste promisiuni? Se mai poate trăi doar pe promisiuni, totuși, că sunt de mult timp la Dinamo. Am înțeles că acum sunt discuții serioase cu anumiți oameni pentru preluarea clubului. Mai multe nu să vă spun, nu am informații. Eu, venind în situația asta, mi-am asumat și chiar cred că se vor rezolva. Mai departe, nu știu ce să spun. Și pe mâneca voastră, sigla ligii întâi, ciudat ieri la Țintar să nu vezi Dinamo. Ciudat, e prima oară în istorie. Eram ultima echipă care nu retrogradase niciodată. Astea sunt vremurile, trebuie să ne acomodăm și vom avea un derby Dinamo Steaua în Liga a doua, din păcate. Asta vă consolează oarecum? Nu ne consolează absolut deloc, nici pe noi, nici pe suporteri, dar nu avem ce să facem. Au fost cluburi mari în istoria fotbalului și din alte campionate care au retrogradat și au luat-o de la capăt. Putem să facem și noi lucrul ăsta. Nu e un capăt de țară. Acum, e important să se rezolve situația și să fie stabilitate, pentru că se tot vorbește de faliment și nu vrem asta. Ați venit câțiva jucători cu experiență, nu știu, o să încercați să rezolvați aceste probleme din vestiar, nu știu, să nu mai apară în presă tot fel de lucruri, să fiți ca o familie, în sfârșit, poate că, nu știu, mă refer. Am discutat săptămâna trecută, acum câteva zile, chiar am avut o discuție cu o parte dintre jucători. Am vorbit între noi, să încercăm să nu mai apară, pentru că aceste lucruri sunt unele din ele, de exemplu, micile certuri și chestiile astea, apar la toate echipele, dar nu apar în presă și ne fac rău nouă, ca și grup și implicit imaginii noastre în societate, la urma urmei. Iar acele discuții legate de mâncare, de apă, sunt total neadevărate. Adică mici episoade care s-au amplificat și creează o stare de tensiune în grupul echipei și în vestiarul și nu ne face bine deloc. Ați găsit până la urmă aripioarele? Nu știu, că nu eram nici eu acolo. Am venit, episodul s-a petrecut înainte să ajung. Nu am multe informații, dar nu a fost un subiect plăcut, vă dați seama, a fost un... Mai am mulți la Dinamo, e ciudat să vezi Dinamo la Liga 2, Dinamo la Liga 3, Dinamo la Liga 4. Da, 8 echipe în Dinamo acum. Erau Craiove, două stele, două, acum au apărut și Dinamo, noi suntem trei Dinamo. Din păcate niciuna nu e în prima ligă. Sper să se găsească și o soluție. Am văzut ceva prin presă că se încerca fuziune, juniori. Nu știu, sper să găsească o soluție, pentru că lucrurile astea o să divizeze. Suporterii noștri sunt uniți și stau cu echipa, cu noi, dar cu timpul, nu știu, poate o să apară dezbinări și se vor împărți, ceea ce nu e ok. Ar trebui să se așeze la masă, unde e palmaresul, unde e jucătorii, unde sunt culorile, să se facă o echipă dacă tot vor și iubesc cu clubul ăsta. Legat de suporteri, clar că sunt încă supărați. Chiar a venit cineva, a aruncat cu o torță pe teren și a pus și foc lângă. Nu cred că de supărare au aruncat. Au venit să ne susțină și probabil nu au putut intra la meci. Nu cred că au fost supărați. Ei sunt alături de noi, am primit multe mesaje și eu și colegii noștri că ne susțin. Nu cred că vor fi și toate comunicatele pe care le-au postat sunt alături de noi și nu vor lăsa clubul ăsta. Pentru că acum, să fim sinceri, trăim prin ei. Dar Crezi că Dinamo poate ataca promovarea încă din primul sezon? dacă nu vrem să atacăm promovarea din primul sezon, mă duc frumos, fac duș și plec acasă. Nu cred că se pune problema asta. Adică, indiferent cine va fi, și dacă nu vor mai veni jucători, și dacă voi rămâne eu cu câțiva seniori și restul juniori, jucăm să promovăm. Cum am mai spus-o, dacă nu ai o putere, să spunem, să stai pe locul 1 de la început la final, să promovezi direct, poți totuși, în primele 3-4 echipe, să joci un baraj. Cu un lot bun, omogen, poți ajunge acolo și acolo e care pe care, cum ați văzut și în sezonul ăsta. Cum vă mai descurcați la Săftiga? Că după ce aveați atâtea probleme, a mai apărut și aceasta, Ionuț Negoiță. Situația la Săftica e în felul următor. Terenul de antrenament este bun, avem recuperare, avem bazine de apă caldă, rece, adică
condiții de antrenament sunt optime. Situația cantonamentului este puțin dificilă pentru că domnul Negoiță a pus sigiliul pe cantonamentul cel nou. Jucătorii care stăteau acolo s-au mutat în cantonamentul vechi, care sunt condiții normale. Așteptăm acum o înțelegere între ei, pentru că avem nevoie, cât de cât multe lucruri erau în cantonamentul acela nou, care ne ajutau. Dar și-au rămas acolo, să înțelegem. Sau probabil au rămas acolo, nu știu exact, pentru că anul trecut nu am fost. Eu nici nu am intrat în cantonamentul cel nou, când a venit deja era închis. Sper că se vor rezolva și aceste probleme, pentru că mai avem o lună și un pic până la începerea campionatului și trebuie să ne pregătim cum trebuie, vă dați seama.